Cu cap de bob sau vacă, am rămas mai proști în lumea întreagă. Am în cap și minți hoții și ce ne duc la mare sărăcie. Sărăcie greu ne apasă, dar de acum n-avem ce pune pe masă. Ajutoarele primite din țări din departate, dar călăi să sfădesc cu limba de moarte, le dau la o parte. Vinde făbri și uzine la oameni din țări străine, dar azi noi proștii socotim aceste făbri și uzine, nu mai trebuie de acum la nimeni. Și așa este mintea moldovanului, organul statului. Pentru această poezie am capătat 15 de arest. Unde? Când? Azi când am spus asta, în 2003. Și atunci dădea arest pentru așa ceva? Da. Dacă însemnat că nu uite. Dar cu mic poezie despre președintele țării. Măi, Vladimiraș, a venit vremea și anul și a mai rămas luna lui aprilaș. Să vorbești pe radio și în popor că partidul tău pe viitor nu mai devine. Dacă partidul tău pe viitor nu mai devine, spune la acest popor, e urgenia ta, pe-a cui nu mai departe rămâne. Măi, Vladimiraș, de la inima ta de câine, spune la acest popor prost, care partid peste el mai departe vine. Cu partidul tău de comunist, ai lăsat poporul frânt și aprins, fata Seseri și cu ciocanul, ai lăsat în popor tot amarul, măi, Vladimiraș. Cu Seseri minții la popor le secerat și cu ciocanul peste cap mereu le-ai dat, e lovit așa de tare, ca obligator să aibă poli de asigurare, ca poporul înaintea morții să aibă mare iertare, măi, Vladimiraș. Ne-a dus la o viață așa de răs nebună, dar poporul înaintea ta să răzbună așa de tare, ca partidul tău să zboare, ca să zboare așa de tare, ca să fim feriți de analogul și biruri mari al dumneatare, măi, Vladimiraș. Ne-a dus la analogul și biruri mari, ca comuniștii tăi să fie oameni mari și gospodari, cu analogul și biruri mari, la mașini și la pământ și la tăcoare, ca pământul pe viitor greu să are. La benzină și motorină, un preț ridicat, ca pământul să rămână mai departe neprelucrat, măi, Vladimiraș. Donarii care vând motorina și benzina, lor le ies întindă mâna cu prețul ridicat, dar țăranul să rămână la pământ argat și în sudoarea lui necat și în roada lui nimic câștigat, măi, Vladimiraș. Dar Grigore Slutu, cu a lui dreptate, la guvern s-a adresat, dar la comuniști, viața lui i-au necat. Ca Grigore Slutu să rămână în viață, întunicat, dar la comuniști nu le ies ca dreptatea să-l fie în prag, măi, Vladimiraș. Poate pentru cineva ai fost și azi ești un om de pâine, dar înainte lui Grigore Slutu ai rămas un om mare cu o inimă de șară sau de câine. Pe polițiști și pe procurori de la judecătorie, de la Telenești, e apărat, dar dumneata cu papul când Grigore Slutu, 20 de sufi de chisoare lui Grigore le-ai dat, măi, Vladimiraș. Dar Grigore Slutu de la casa lui, dar Grigore Slutu la închisoarea s-a eliberat, la casa lui a venit și a intrat, dar când eu în ogradă am intrat, materiale de construcție hotii le-au furat. Și uștri și ferestri la casă mi le-au scos și mi le-au furat. Când eu în casă, eu am intrat, nici cu șcaf, nici cu masă, nici cu pat, dar odealul și perna le-au furat, măi, Vladimiraș. Grigore Slutu din nou la acest avaluc de poliție s-a adresat, poliția de la Telenești răspuns ne-a dat, pe noi la minister și la guvern e criticat, cei căutat în dos s-a întrat, zice eu iertare, și cu zi. Cu acest frumos răspuns m-am întâmpinat, la Vasile Rusu, procuror republican, m-am adresat, acest Vasile Rusu, peste un timp îndelungat, răspuns în scris mi l-a dat. Materialul și averea poliției la Telenești sunt împotrivă de precautat. Pentru Grigore Slutu viața lui așa a devenit, ca să nu aibă nici tu casă, nici tu pat, în Prinestrovie și în lume sunt plecat după armă automat. Pe Mahalii, pe Săteni și pe Guvernat, eu l-am pușcat. Și să rămână în viață, și în viața mea, și să rămână în viață pentru acest ambasade și țări mari din departate, ca să fie Grigore Slutu și Mincheva. Mai este. Povestește cum ai stat închis, cine s-a plâns, unde s-a decis. Este am o poezie de asemenea. Pentru poezia despre Parlament, nu? Asta este o poezie de mâine. Păi, de-așa scrie, adă pe masa aceea.
aceea mărăsunea omului. Iată, pentru că și el ne iuda 20 de suci de pisoare. Ia, uite aici mai adă de masă. Pe-aia pe așa scrie și cărtii poezii, că ai zis că ei înțeam vărmâna. Dar eu o parte le-am dat la răzână. Nu știu, nu i-ai mai dat. Le-am dat? Le-am dat ție aia că le-ai dat la răzână. Dar ia spune, ia spune-le așa din gură. Și-ați prag și spune. Caroții așa am scris. Amărăsinea omului. Grigorie Slutul cu mare răbdare, pe toți hoții bandiții țării îi duce în spinare. Spinarea mea mă doare tare, La zâna unde? Cu el, da? La ziarul raional? Da, 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 cuvânt. Amărăsinea omului. Grigorie Slutul cu mare răbdare, pe toți hoții bandiții țării îi duce în spinare. Spinarea mea mă doare tare, viața mi-e destul de tare. Dacă te luți după dreptate, procuratura s-a stupat gura. Da, pe Caraleschi, de la pe un badit de judecată, pe Caraleschi de la Telinești, nimeni n-a la întrebă și nimeni n-a la... L-aș întreba la eu pe Caraleschi, pe acest bandit de judecată, pe dreptatea lui Grigorie Slutul Neacă. Neacă și viața lui de-acu și spui, la Emil Voron și spui, el singur nu știe de-acu ce să fac hoții lui. Regăsează la procuror republican, el dumnealui te întreabă cum stă cu pungă cu capul lui Ștefan. Regăsează la ministrul din interne, dumnealui nu vrea să știe când ai chelut și izmene. Regăsează la ministrul de protecție sociale, dumnealui să răspunde Măcării și Slavii. Regăsează la ministrul justiție, dumnealui să răspunde nebuniții. Te adresez la ministrul de justiție, domnul să răspunde nebunii. Bun, eu până acum nu văd nimic ilegal. De ce te-au închis? Cine s-a plâns? Unde s-a plâns? Poezia asta m-a închis și urmă am depus. Cine s-a plâns? Judecătorul Corolevski sau cine? Aici s-a urgit nouă polițiști cu automaturile și m-a luat de aici. Dar unde ai citit poezia asta? Asta eu am încătat dreptate și vă candonez cu așa poezii, pentru că nu ni se acordă drept. Și unde ai dus poezia asta? Poezia asta mă să lui Vladimir Voronin. Și pentru asta au venit și te-au luat la pușcărie? Da, da. Pentru că ai scris lui Voronin poezia asta? Asta care e cu amărăsinea omului. Bun, dar au fost vreo hotărâre de judecat sau cum? M-a închis și... Fără hotărâre de judecată? Fără hotărâre. Și unde ai stat închis? La Chelenești. 20 de zile și când acasă, casa distrusă, după cum am scris poezie. Aici în sat sau în celălalt când erai? În scorțări, nu aici, nu aici, casa întreagă. Da, aici trăiești, acolo eu mă las în închis. Aici el trăie. Da, și ia o poezie, și ea mai amănunțesc care. Mă rog, zic cam uite. Poezie, amărășinea omului. Grigorie Slutul cu mare răbdare, pe toți hoții bandiții țării îi duce în spinare. Spinarea mea mă doare tare, viața mi-e destul de tare. Ce folos? Dreptatea mea este tare, pe care Caraleschi nimeni din Telenești n-al iubește, nimeni cu un glonț în frunte n-al nimerește. Dar Caraleschi un bădit de judecată pe dreptatea lui Grigorie Slutul Oneacă. În necai și viața lui, dar cui să-i spui lui? Vladimir Voronin să-i spui, dar el, acest Voronin, el singur nu știe de a cui, ce să fac cu hoții lui. Te adresez la ministrul din interne, dumnealui nu vrea să știe când ai chelut și din ei. Te adresez la ministrul protecției sociale, dumnealui să răspunde Măgării și Slavii. Te adresez la procurorul republican, dumnealui te întreabă, dar cum stai cu punga cu capul lui Ștefan? Te adresez la ministrul Ion Măriță, la ministrul Ion Măriț, care ca când e pe ministrul... Cum zice? Ministrul Ion Măriț, să zicem. Dumnealui nu vrea, da, dumnealui se răspunde nebuniță. Nebunelui mare și prostească, ochii în lacrimi te varsă și neacă. Dar legea moldovenească rămâne bandidească. Ce folos că stați la putere, dar omul nu-i credeți în lui Dumnezeu. Adică, da, era cam... Ministrul Justiției, măcar când am... Eu n-am auzit de așa ministru. Era cam ilegal mesajul acela cu un glonț în frunte pentru judecător. Care judecător de la Telenești? De la Telenești, eu eram pe teritoriul scorțenilor. Și apoi trebuia împușcat judecătorul acela? Păi problemele stare de mult. Înțeleg, da, dar mesajul e cam periculos. E mesajul periculos. Totuși 20 de zile de închisoare pentru asta îmi pare cam mult. O amendă poate meritai. Dacă m-am întors acasă, dar am uitat fermat. Crezi că are vreo legătură faptul că erai închis și ți-a distrus casa?
Dar așa au făcut, eu știu, nu știu. Anii 2003, da, când era Voronin la putere, da? Da. Și după asta eu am să spun că și Dobdescu. Și n-a, nici guvernarea care îmi trata mult tot n-a să... Că dacă mă apun eu de capul lor, așa cum sunt eu, simplu... Eram sectorist, lui Isep Pălii Valerii, iată li este. Am eu l-am pus ziarul ăsta regional, l-am luat și l-am pus la carte de rugăciuni. Și am zis așa, o călcat-o și mie cu motocicleta, o distrus, l-o scos din poliție indicând că are stele mari și tot așa și mai departe. Mai departe, când am văzut eu acasă că casa mea e distrusă și n-am unde mândosă și îmblând eu cu... Ia că cu... Ia hai și ai stiuți la disabiețele, la... poate îi lua camerele. Îmblând dacă e mărimea la roț, avem altă ieșire la situație. Îmblând eu, cu când de acasă, mașina mea care prin Republici, și am blat pe la mănăstirile două Ucrainei, care zic și la Pocheaiva și din Chiev, două rusuri. Preotul i-a spus așa, în măta este, și este, și este, ca zic. Dar numai că Domnul te iubește. Și în acasă, am mărit, dreptatea nu găsesc, și am luat și am făcut un blestem la prastă. Am ia ca fotografia, știi tătă, țară și popor. Aia asta se cheamă Veșnica Pomirii, o pune pe frunte la om. Eu i-am pus la Cioare. Aici tu ești Boronic, tu ești Papuc, tu ești Dodon, tu ești acela și acela. Să știi că nu poți conduce. Și ia că am scris un blestem ăsta la prastă. Blestem la prastă, să dea Dumnezeu. Casa prezidențială și Parlamentul să fie înconjurat de bronotransportoare și de tancuri. Să ieșiți pe ferestre ca cum s-au broscoi de pe mală noapte, că merg la un părău și broscoi se păreați la soare și când se vorbește sau în apă. Tac, în apă. Carnea să vă cipească cioroii, oasele să plecați și bronotransportoare. Să vă saie bogăția să nu mai aveți parte până la noul aneam. Să vă dea Dumnezeu atâta bogăție pe cât o am eu. Asta țară să rămână în mari necazuri, cum și eu am rămas. Să nu mai aibă parte de bani cum n-am nici eu. Că în zodii este scris că m-o-i lupta cu călăii la vârsta de 42 de ani, voi pierde o colosală sumă de bani, poți vă arăt o leacă niște rubli, că le-am pierdut, numai că și l-am tot dus, care eu, dar focare de bani. Așa și această țară până plină de prost. Să nu mai și mă, ta crezi și în Dumnezeu, te duci la biserică, scrii, da, blestemuri și crezi și în zodii. Da, cred și în toate este pentru că așa e. Și asta, să dea Dumnezeu. Dumnezeu, amin, 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 din nouă ori. Și dacă după și am făcut eu lucrul ăsta, a trecut acolo, nu mult, plec țăcă. Și a apucat și a nebunit și a distrus.